O să încercăm să prezentăm câteva elemente despre ecografie în general. Când efectuăm examenul ecografic, cine trebuie să se prezinte la medicul ecografist pentru a-i se efectua examinarea ecografică? Menționăm că examinarea ecografică este neinvazivă, nu folosește raze X, așa că poate fi folosită în orice moment, poate fi folosită și la domiciliul pacientului dacă există un ecograf portabil, iar în spitale și în clinici, chiar la patul pacientei sau pacientului. Examinarea ecografică se poate efectua în primul și în primul rând intrauterin pentru a analiza fătul. Se pot examina copii de orice vârstă, începând chiar cu prima zi de la naștere. Sunt situații în care este obligatorie efectuarea examenului ecografic pentru că fătul prezintă anumite malformații fetale care necesită investigație ecografică postpartum. Copiii ar trebui să fie prezentați la medicul ecografist a-i se efectua această examinare ori de câte ori este nevoie și prezintă un simptom de genul durere, greață, vărsături, scăderea apetitului. Trebuie precizat că uneori se exagerează cu examinările ecografice, însă este bine să exagerăm și să nu trecem peste anumite situații care pot avea rezolvare în timp și pot avea rezolvare uneori chirurgicală cu rezolvarea problemei în întregime. Pentru evaluarea ecografică este necesară vezica urinară în repleție, adică plină, pentru examinarea pelvină. Pentru examinarea abdominală ar trebui să fie ajon, adică pe nemâncate, în special pentru copii. Și examinarea ecografică abdominală include examinarea hepatică, examinarea pancreatică, examinarea colecistului, examinarea renală, examinarea splinei, examinarea vezicii urinare, examinarea organelor genitale, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Examinarea ecografică uneori singură poate pune diagnosticul, și anume în cazul patologiei tumorale, care poate să fie hepatică, poate să fie renală, poate să fie la nivelul pancreasului, poate să fie la nivelul vezicii sau în orice alt segment examinat, poate să spună tipul de formațiune tumorală, benignă sau malină în cele mai multe cazuri, și atunci rezolvarea va fi chirurgicală. Litiaza, litiaza colecistică, adică pietrele de la fiere, de la colecist, litiaza renală, litiaza vezicală, litiaza din căile biliare principale pot fi diagnosticate ecografic. Splenomegalia, adică o splină mărită, poate fi diagnosticată ecografic și ulterior investigată suplimentar pentru a preciza diagnosticul final. Dacă există sau nu lichid în cavitatea peritoneală, foarte important, într-un sindrom dureros abdominal, prima examinare care se efectuează este examinarea ecografică.